Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, Iată ne ajungi la unul din cele mai importante capitole ale Evangheliei după Marcu. Sunt sigur că vă vine să zâmbiți acum pentru că spun același lucru aproape la fiecare capitol pe care îl studiem. Ei bine, fiecare capitol este capitolul cel mai important atunci când începem să-l studiem. Dar cel de care ne ocupăm astăzi este important pentru că, să nu uităm, Evanghelia după Marcu este o Evanghelie a acțiunii. Aici întâlnim mai multe minuni decât în celelalte Evanghelii, iar în capitolul 5 ne sunt relatate trei minuni cu totul remarcabile. Ele nu puteau fi făcute decât de mâna Dumnezeului Atotputernic. De aceea, cred că acest capitol este deosebit față de altele. Acum este momentul să vă vorbesc despre ce înseamnă a fi posedat sau stăpânit de demoni. În cursul studiului unuia din capitolele de început ale Evangheliei după Marcu, am spus că vom intra în detalii cu privire la acest subiect ceva mai târziu. Și acest capitol este locul potrivit. Dar să pătrundem mai întâi în cadrul relatării lui Marcu. Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Vă duceți aminte ce s-a întâmplat. Domnul Isus se învățase pe oameni, le predicase și le vorbise în pilde. Istovit fiind, el a trecut marea și a ajuns în ținutul gardarenilor. Pe mare însă a avut loc acel incident în care Domnul Isus potolește vântul și furtuna. Ajung în ținutul gadarenilor, în cele din urmă. Gadarenii erau locuitorii gadarei. Acest ținut fusese dat seminției lui Gad la răsărit de Iordan. Țineți minte că Gad alesese partea nepotrivită a Iordanului, ei au fost aceia care au rămas pe malul estic, iar acum îi găsim ocupați cu creșterea porcilor. Vedeți, când un om îi întoarce spatele lui Dumnezeu, se îndepărtează din ce în ce mai mult de el. Când a ieșit Isus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Observați ce frumos scrie Marco aici. El este un om, o ființă omenească. Rețineți acest lucru pentru început, notați-l undeva. Deși se află într-o stare disperată, el este totuși un om. Asta a văzut Domnul Isus, un om. În ciuda stării sale, Isus a văzut omul din el. Purtarea lui părea să indice faptul că acest om era nebun. Observați ce se spune aici despre el. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Acesta este cazul disperat al unui om posedat sau stăpânit de un duh necurat. El își avea locuința printre morminte, ceea ce însemna că acolo trăia. Acesta era ghetoul lui. Mormintele erau locuri necurate. Acolo se aflau morții, iar în unele cazuri morții nu erau acoperiți. Omul acesta nu se mai bucura de compania oamenilor normali și trăia printre morți. De la Matei aflăm că mai exista un om, dar Marco și Luca se concentrează numai asupra acestuia. Credem că celălalt om nu era tovarășul acestuia, așa cum nici morții nu erau tovarășii lui. El era singur. Și totuși, ni se spune că acest om avea o putere supranaturală, astfel că nimeni nu-l putea lega. Vedeți? Simplul fapt că cineva are putere supranaturală nu demonstrează că a primit-o de la Dumnezeu. Acest caz constituie un exemplu tipic. Acesta era un om sălbatic. Nimeni nu-l putea ține locului, nimeni nu-l putea lega. Era nefericit, avea rând dureroase pe care și le făcuse singur. O creatură demnă de milă, un caz fără speranță, omenește vorbind. Era incapabil să articuleze cuvinte, singura formă de exprimare era urletul. Ce stare îngrozitoare! Și toate acestea din cauză că era posedat de demoni. Dar chiar și în aceste situații, mai este o șansă când apare Domnul Isus. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu tare. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, fiul Dumnezeului cel prea înalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Isus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Omul, i s-a închinat lui Isus, nu demonul. Lui era frică de Isus. Omul acesta suferea de schizofrenie spirituală, am putea spune o dedublare a personalității sale. Astfel vorbește când omul, când demonul. În versetul 7 el spune de fapt ce avem noi în comun. Vedeți, aici era demonul care spune ce avem noi în comun cu tine, Isuse. Și este foarte adevărat. Domnul Isus nu are nimic în comun cu ei. Care-ți este numele? le-a întrebat Isus. Numele meu este legiunea, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Răspunsul acesta apare oarecum confuz, dar aceasta numai din cauza că, deși începută de om, fraza este terminată de demon care spun, suntem mulți. Îl ruga stăruitor să nu-i trimite afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis, trimite-ne în porci aceea ca să intrăm în ei. Isus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două și s-au înnecat în mare. Aici ne este prezentat un fapt cu totul ieșit din comun, de o importanță deosebită. Demonii sau duhurile necurate au o cerere foarte ciudată. Ei preferă să fie trimiși în turma de porci pentru a nu ajunge în adânc. Permisiunea acordată aici de Isus a fost criticată sever de teologii liberali. Obiecția lor este că Isus nu ar distruge porcii. Blândul Isus nu ar face așa ceva. O asemenea afirmație este lipsită de sens. M-am întâlnit recent cu un vechi coleg de școală care avea o astfel de teologie liberală. Pe vremuri, el a avut o învățătură foarte sănătoasă. Dar felul în care vorbește acum despre Domnul, lucrurile pe care le spune despre Isus nu sunt altceva decât pură ficțiune. El a folosit acest fragment din Marcu pentru a-mi spune că nu crede că Isus ar fi putut distruge porcii pentru că ar fi fost ceva groaznic. Ar trebui spus din capul locului că oamenii acelui ținut nu aveau ce căuta în această afacere. Legea mozaică le interzicea să crească porci. I-am amintit prietenului meu și faptul că cei 2000 de porci omorâți aici era un număr nesemnificativ pe lângă cel al porcilor dispăruți din cauza potopului din vremea lui Noe. Chiar în timp ce vorbeam, luam micul dejun și el mânca o felie de șuncă de porc. Așa că i-am atras atenția că preocuparea lui pentru soarta porcilor era puțin tălcam prefăcută. Și totuși, mulți oameni gândesc astăzi la fel ca prietenul meu. Să vedem acum ce este cu această posedare a omului de către demon. Voi spune câteva lucruri pe puncte pentru a putea fi reținute mai ușor. 1. Nu numai Marcu, ci și multe alte fragmente din întreaga scriptură aduc diverse mărturii cu privire la realitatea lumii demonice. Cei care acceptă autoritatea scripturii trebuie să accepte și realitatea că există o lume a demonilor, a duhurilor necurate. 2. Activitatea lor a fost foarte puternică în timpul lui Isus, dar, demonii nu au fost constrânși numai la acea perioadă. Noi trăim astăzi într-o lume în care demonismul ia din nou amploare, și manifestările lui sunt din ce în ce mai frecvente. Am putea da multe exemple aici. 3. Dintr-un motiv foarte greu de priceput, demonii caută să locuiască, să ia în stăpânire ființe omenești. Ei vor să-și manifeste natura rea prin oameni. Nu au odihnă, și sunt într-o activitate continuă. Descrierea lor este foarte clară în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 24, unde spune așa: Duhul necurat, sau demonul, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu găsește, zice: Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Nu este aceasta caracteristica tuturor am putea spune chiar tuturor oamenilor răi, această natura răului caută să se manifeste prin ființe omenești și de aici agitația continuă, neliniștea și lipsa de odihnă. Duhurile bune nu caută niciodată să pună stăpânire pe oameni, să-i posede. Duhul Sfânt este excepția, dar El locuiește numai în cei credincioși. Dar la fel de adevărat este faptul că demonii pot poseda oameni nemântuiți, ei nu pot poseda oameni mântuiți, pentru că aceștia sunt locuiți de Duhul Sfânt. Și Biblia ne spune că cel ce este în noi, adică Duhul Sfânt, este mai mare decât cel ce este în lume, adică Satan. 4. În incidentul relatat în capitolul 5 din Marcu, demonii au preferat să fie trimiși într-o turmă de porci decât în adânc. Acest lucru este interesant de remarcat. 5 ar trebui să fie numiți demoni, nu dragi sau diavoli. Diavolul este unul singur. Traducerea noastră ar putea fi îmbunătățită aici. Ei sunt duhuri necurate pentru că aceasta este natura lor. Scriptura nu ne spune care este originea lor. Orice lucru pe care le-aș spune în această privință ar fi pură speculație. 6. Se pare că numărul lor este foarte mare. 7. Ei sunt sub controlul lui satan. Am spus că nu voi face niciun fel de speculații, dar vreau să spun doar un lucru. Părerea mea este că, la căderea lui satan, aceștia au fost îngerii care l-au urmat. Și nu voi mai adăuga nimic la aceasta. 8. Scopul lor este distrugerea omului. Este clar că demonii lucrează după programul și planul lui satan. 9. Există exemple prezente de posedare de demoni. Chiar în orașul nostru sunt grupuri de oameni care se închină lui Satan. Și mulți studenți, profesori chiar, sunt angajați în așa ceva. Ei spun că astfel au găsit realitatea. Cred că au găsit-o. Satan este gata să ofere realitate celor care se închină lui. Întrebarea este, ce fel de realitate este aceasta? 10. Domnul Iisus Hristos are putere asupra demonilor. Aceasta este lecția cea mai importantă pentru noi. Credincioșii nu au niciun motiv să se teamă de demoni sau să adopte tot felul de superstiții cu privire la ei. Dacă simțiți că sunteți încolțiți sau deranjați de ei, cereți-i Domnul Iisus Hristos să vă elibereze. Ei au fost alungați de Domnul Iisus, așa că ar fi o lipsă de credință din partea noastră să trăim astăzi cu frica acestor demoni. Dacă credeți că demonii vă influențează în vreun fel sau vă direcționează, ba chiar că au pus stăpânire pe voi, aveți nevoie de consiliere. Țineți minte că Domnul Isus Hristos are puterea asupra demonilor. Dacă mai aveți dificultăți în a înțelege lucrul acesta, mergeți și căutați un slujitor al lui Dumnezeu care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și care vi-l poate prezenta, pentru că acest cuvânt vă va duce adevărul adevărul care vă va aduce eliberarea. Acum, următoarea vindecare este prezentată în strânsă legătură cu învierea fiicei lui Air. El a plecat și a început să vestească prin capole tot ce-i făcuse Isus, și tot se minunau. Este vorba despre îndrăcitul care tocmai fusese eliberat. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogute, vino de ți spună mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Isus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. bancă încă, îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Isus s-a întors din nou în ținutul de cealaltă parte a mării. Este interesant de observa faptul că, în relatarea acelui incident, medicul Luca spune că femeia nu a putut fi vindecată până atunci. Marcus spune că ea fusese pe la mulți doctori, cheltuise tot ce avea fără să se însănătoșească. Așa că, vedeți, nivelul ridicat al prețurilor din domeniul medical nu este un lucru nou. Și pe atunci costa mult să umbli pe la doctori. Dar nu numai acesta era inconvenientul. În conformitate cu legea mozaică căreia femeia trebuia să se supună, ea era considerată ca fiind necurată și nu avea nevoie să se atingă de cineva. Iată de ce atingerea de Domnul Isus nu era un simplu fapt. A fost nevoie de mare credință și curaj din partea ei. Era un risc foarte mare cel pe care și l-a asumat ea. Pentru că dacă cineva ar fi văzut-o atingându-se de el sau din greșeală, dacă s-ar fi atins de unul din farisei sau din cărturari, pedeapsa ar fi putut fi foarte mare. Dar ea merge mai departe și se atinge de Domnul Isus. În data a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut în îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, Cine s-a atins de hainele mele?" Ucenicii au zis, Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? Ucenicii erau de părere că aceasta era o întrebare nepotrivită, având în vedere faptul că toți se împingeau din toate părțile încercând să ajungă la Isus. Însă numai o singură persoană l-a atins cu credința că se va vindeca. Întâlnim și astăzi aceeași situație. Cred că foarte mulți oameni din jurul nostru folosesc numele lui Isus în chip ușuratic, ei umblă de colo-colo spunând că Isus a făcut și Isus a adres și Isus a spus, dând impresia că îl cunosc cu adevărat. Acești oameni îl cunosc pe Isus așa cum l-a cunoscut mulțimea care se îmbulzea să-l atingă, dar nu ca acea femeie care l-a atins cu credința că se va vindeca. Aceasta este cunoașterea și credința pe care o așteaptă Domnul. El se uita de jur în prejur să vadă pe cea care a făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de să a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis, Fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Acum să nu uităm că Domnul Isus se îndrepta către o altă bolnavă. Este vorba despre fica lui Ir care era în vârstă de 12 ani, adică exact timpul de când suferea femeia dinainte. Tatăl care a să l cheme pe Isus îl vede vorbind cu această femeie. Sunt sigur că și-a spus în gând, de ce nu se grăbește? Nu știe că fetița mea este atât de bolnavă încât va muri dacă el nu vine să o vindece. Dar Domnul Isus nu s-a grăbit pentru că avea un anume plan. El a vindecat-o pe femeia cu scurgere de sânge. Dar iată că, în timp ce vorbește cu ea, se apropie cineva și îi spune ceva. Pe când vorbea el încă, Iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: Fica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Isus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zecea copila. Isus ajunge la casa cu pricina și îi dă afară pe cei care nu cred. După ieșirea lor, el intră în camera în care se afla fetița și iată ce îi spune acestea. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tâlmăcit înseamnă, fetițo, scoală te zic. Talita cumi era o expresie în aramaică, pe care fetița putea să o înțeleagă. Era limba ei maternă și însemna, de fapt, mielușelule, trezește-te. Aceasta i-a spus Iisus fetiței, ceva blând și dulce vedem de-a lungul Evanghelilor faptul că Domnul Isus este plin de blândețe, este plin de dragoste. Dragi prieteni, Marco are un mod aparte în a-L prezenta pe Domnul Isus. El îmbine atât de bine acțiunea Domnului Isus cu compasiunea și dragostea pe care o are față de cei aflați în suferință. Lumii noastre, o lume aflată în permanentă acțiune, a început să-i lipsească această calitate. Dar să mergem puțin mai departe. În data fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Isus a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Nu este acesta un lucru foarte practic? Ce și-ar dori un copil de 12 ani care s-a trezit din somnul bolii sănătos tun? Ar dori să mănânce, bineînțeles. Domnul le-a spus celor de față să-i dea fetiței de mâncare un lucru practic și în același timp minunat. De energii mei, iată, acestea au fost minunile pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut. Bineînțeles, au fost multe altele, dar Marcu ni le redă pe acestea. El îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca un om de acțiune. Însă, în același timp, el nu își pierde sensibilitatea față de cei din jur, din păcate, aceasta este o combinație din ce în ce mai puțin prezentă în lumea din jurul nostru. Cunosc slujitori ai Bisericii care sunt foarte ocupați. Și, dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu poți ajunge foarte ocupat. Dar mulți dintre acești slujitori au pierdut din compasiunea și dragostea pe care ar trebui să o aibă față de cei din turmele lor. Dumnezeu ne vrea, dragii mei, oameni de acțiune, oameni care să lucreze în împărăția lui, dar ne vrea și oameni ai compasiunii oamenii milei. În felul acesta reflectăm caracterul Domnului Iisus Hristos, ceea ce reprezintă așteptarea lui Dumnezeu cu privire la noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.